Aproximativ 700 de salvatori montani din peste 40 de țări de pe toate continentele, specializați în operațiuni terestre, aero și canină, participă în aceste zile la Congresul Internațional de Salvare Alpină, la Salonic, Grecia. România, situată în elita mondială a calității serviciilor salvamont, participă cu reprezentanții din mai multe județe, printre care și județul Hunedoara. Ovidiu Bodean, șeful Salvamont Hunedoara, a oferit reporterului Hunedoara 1 TV informații la cald, de la Salonic. Congresul reprezintă o oportunitate deosebită pentru salvatorii montani din întreaga lume pentru a realiza schimb de informații și experiență, realizându-se astfel un sistem cât mai performant de salvare montană, care, pe lângă reușita intervenției, să ofere siguranță maximă atât pentru victimă cât și pentru salvator. După aprobarea în Congres, echipamentele și tehnicile de salvare primesc certificarea oficială a forului, fiind transmise către fiecare țară ca recomandare pentru a fi introduse în programa de pregătire, în dotare și, în final, în acțiunile de salvare. Noi suntem din Hunedoara două persoane în Comisia Terestră. Congresul va ține de ieri, cum am spus, că alteri începând până sâmbătă, duminică este, dimineața este plecarea către casă. Și? Sunt undeva la 700 de participanți de pe tot globul, din Statele Unite, din Canada, din toate țările europene care au salvare montană cu tradiție, Austria, Germania, Elveția, Croația, Slovacia, Slovenia, România, bineînțeles. Se fac în cadrul comisiilor și în cadrul ședințelor tot felul de recomandări, studii în decursul anilor referitoare la salvarea montană pe care ne sunt prezentate aici, după care se fac recomandări. Dau un exemplu, a nu se mai folosi cozile statice de o anumită dimensiuni sau a nu se folosi carabinere de aluminiu în salvarea montană. Am dat doar un exemplu. Noi putem ține cont de aceste recomandări, bineînțeles, trebuie să le trecem prin legislația noastră din țară, după care le putem sau încercăm să le respectăm. România este apreciată de către organizații similare salvamont din alte țări pentru cadrul legislativ foarte bun și cuprinzător în ceea ce privește desfășurarea activității de salvare montană. Drept urmare, este una dintre țările participante care are dreptul la maximum de voturi. Și vreau să spun că suntem echipați și avem echipament performant și de top. Chiar suntem bine văzuți, cum a spus și în cadrul conferinței. A venit și cu anumite prezentări referitor la folosirea dronelor în căutarea turiștilor, un program special dezvoltat în România de către și încă o universitate specializată în partea de IT. Vom reveni cu amănunte despre noutățile în dotarea și tehnicile de salvare montană votată la conferința internațională de la Salonic.